Călătorii sale prin București. Dacă mi este permis o mărturisire, atunci, în acele sfinte trei zile de la București, am simțit Europa unită. Pentru prima dată, chiar dacă am trăit aproape 20 de ani în ceea ce se numea Uniunea Europeană, abia atunci la București, la acea vizită epocală, am simțit unitatea creștinească, o Europa împreună. De altfel, Sfântul Papa Ioan Paul al II-lea a insistat ca în viitoarea Constituție Europeană să fie stipulat faptul că Europa are rădăcini creștine. Sigur. Cum vedeți, iată, rezistența la un asemenea paragraf? Sigur, am fost personal mâhnit că o asemenea personalitate care nu știm când va mai apărea pe bolta creștinătății, cum a fost Ioan Paul al II-lea, care a insistat atât de mult și a știut prin economia înțelepciunii sale de slujitor al lui Hristos să se apropie și să răstească despre ortodoxie, ceea ce niciodată nu s-a rostit în limbajul bisericii, celor două biserici, surori, Biserica Ortodoxă și Biserica Romano-Catolică. Și am fost, spuneam, mâhnit că a intervenit de multe ori la toate nivelele factorilor europeni și universal chiar, pentru a fi prevăzut în Constituția Uniunii Europene un termen, un cuvânt care să amintească de rădăcinile de care amintează dumneavoastră. Da. Și rădăcini care rodesc și acum, pentru că Europa... Pe mine m-a impresionat aici în România, la Timișoara, unde am găsit un ecumenism desăvârșit. Probabil sunteți informat că acolo periodic au loc întruniri de rugăciune între absolut toate cultele. Sigur. Până și cultul mozaic și-a prezentat așa o deschidere pentru asemenea inițiativă. Și am spus eu de multe ori, iată, Timișoara este din nou de data asta un antemergător european. Deci poate deveni un exemplu pentru întreaga Europa. Aveți nu dreptate. Numai izbucnirea Revoluției acum 70. Acum s-a generalizat într-o măsură, pentru că avem săptămâna de rugăciune în luna ianuarie, când și aici, la București și în toată țara, se fac rugăciuni împreună cu participarea tuturor la bisericile tuturor. Da. Și cât durează, câte biserici sunt, atâtea seri de rugăciune o facem cu rezultate foarte frumoase, care întrețin relațiile noastre de prețuire și de rezolvare a unor probleme care vor fi totdeauna, se vor ivi între noi. Dar se rezolvă atunci când este gândul îndreptat spre țelul suprem al cuvântului Mântuitorului Iisus Hristos de unitate între noi. În momentul în care stigmatizezi, zic eu că este omenește, ba chiar și creștinește, sigur, să oferi și tămăduiala stigmatului pe care l-ai aplicat. Și de aceea chiar v-aș ruga să povestiți telespectatorilor noștri ceva ce încă nu știu prea mulți dintre români. Roma 1980 și cât era? 4. 84. Da. A fost prima vizită la 84. Atunci trebuie să o îmbrăcăm cu un început, cu ceva, ca să și lungim, ocupăm din timp. Am participat în cadrul conferinței europene în Italia, la Riva del Garda, în nordul Italiei, cu
o ședință foarte importantă a Conferinței Bisericilor Europene, împreună cu conferințele romano-catolice europene. Deci autoritatea creștină întreagă. Și s-a discutat acolo și s-a definitivat o dorință și o discuție care de mult timp problema lui Filioque. Da. Pe unui cuvânt. E o dezbatere de 1000 de ani. Care era atât de controversat și de o parte și chiar piedică la rugăciune și la întâlnire. Ei, acolo ca prin minune toți am fost de acord, toată adunarea de acord, în urma, bineînțeles, a unor comisii de teologi de care au profundat, că acest cuvânt și așa și așa conține același adevăr. Pe Sfântul Papa Ioan Paul al II-lea, când lucra temeinic. Sigur, sigur. Toate comisiile și erau bine așezate. Am căzut de acord că atunci când suntem noi în teritoriul oriental ortodox, zicem credeu fără adausul vei. Da. Da. Și atunci când suntem în teritoriul romanului unei biserici,